Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Am aflat rezultatele unui studiu global făcut de Reuters, mă rog, Reuters Institute, fundația lor, chestii și Universitatea Oxford, privind starea presei și încrederea în diverse titluri de presă. E un studiu foarte serios, Reuters și Oxford, în care sunt intervievate peste 96.000 de persoane în 46 de țări, inclusiv în România. Ce bine, rezultatele acestui studiu arată că postul nostru de radio și al dumneavoastră, că așa e postul dumneavoastră favorit de radio, Europa FM, este în topul încrederii publicului român. Și este singurul post de radio privat care apare în acest top. Câtă încredere aveți în știrile difuzate de următoarele branduri? A fost întrebarea și urmează topul. Pe primul loc, în clasamentul brandurilor de încredere, este ProTV cu 76%, urmat de postul TV de știri Digi24 cu 75%, după care venim noi, Europa FM, cu 72%. Și pentru noi e un rezultat... E un rezultat grozav, pentru că el confirmă de fapt justețea politicii noastre, care este să ne respectăm publicul, să vă respectăm pe dumneavoastră și respectul față de regulile meseriei. Noi aici la Europa FM, în mod evident, nu avem nici resursele ProTV sau ale Digi24, nici ale rețelelor publice de radio și televiziune, care sunt după noi în acest top, dar încercăm să compensăm prin onestitate, prin relație directă și respectoasă cu voi, ascultătorii noștri, și cu preferința constantă pentru știre, în loc de senzaționalism. Acum, să nu ne înțelegeți cumva greșit, că presa caută știrile senzaționale. Presa despre asta este. Știți cum se spune? Că nu e o știre că un câine a mușcat un om, e o știre că un om a mușcat un câine. Deci, să cauți senzaționalul nu este rău în sine. Asta e felul de a fi al presei. Dar una e senzaționalul și alta e senzaționalismul. Corect. Senzaționalismul înseamnă umflarea sau inventarea subiectului, păcălirea publicului ca să-ți crească audiența sau tirajul. Și asta este o atitudine necinstită. Și noi credem că pe termen lung este o atitudine care de fapt îți aduce pierderi, nu câștiguri. E ca și cum ai lua steroizi. Și, na, steroizii te transformă în altceva. Noi la Europa FM nu practicăm asta și nu luăm steroizi. Noi luăm prăjiturele, șaorme, lucruri de genul ăsta. Mititei, dacă mai pașnici. Da, mai suntem mai pașnici. Mai... Și vă mulțumim că apreciați. Asta vă mulțumim că aveți încredere în noi și că mai și zâmbiți cu noi și, ca de obicei, ne prezentăm scuze când mai facem și dandanale. Sperăm să fie cât mai rare posibil, dar să știți că dacă facem boacă, ne recunoaștem cinstiți, spre deosebire de mulți alții care nu admit niciodată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.